Bună ziua! Azi vom face rulouri cu frișcă. Rețete simple, cum v-am învățat de obicei, foarte gustoase și foarte aspectoase. Ne trebuie 2 ouă, 300 de grame unt sau margarină, sau se poate pune și untură nesărată sau o sânză, 300 de grame făină albă, un praf de sare, zeamă de la o jumătate de lămâie mai mică sau o lingură de oțet, puțină apă călduță pentru frământat coca, 50 grame zahăr pudră pentru ornat și frișcă bătută bine. Mod de preparare. Se face coca de făietaj. Se amestecă untul cu o treime din făină și se întinde coca. Restul de făină se amestecă cu gălbenușul, zeama de lămâie, se frământă bine cu apă caldă și această cocă o punem peste prima, apoi le împăturim împreună de câteva ori, ținându-le la rece câte o jumătate de oră de fiecare dată. Aluatul astfel obținut, cam de o jumătate centimetru grosime, se taie fâșii care se rulează pe tuburi de tablă speciale, se ung cu albuș și se pun în tavă în cuptorul încins cam 10-15 minute după cum merge cuptorul fiecăruia. Vedeți când s-au rumenit. Se scot de pe tuburi, iar după ce s-au răcit, se umplu cu frișcă, cu cremă de vanilie sau după preferințe. Poftă bună, cu mâncare gustoasă și rețete sănătoase!